Bună seara, bine ați venit la webinarul de analiză a pieței. Astăzi vom discuta în prima parte a acestui webinar despre strategiile de tranzacționare intraday în sesiunea americană, care vă vor fi utile pentru cei ce vor dori să tranzacționeze CFD-ul pe platforma CFD Trader, unde vor avea la dispoziție 20 de burse locale, exchange-uri, da, și aproximativ 3000 de instrumente în curând, printre care și Euroron. Nu vom mai insista pe platformă, am discutat puțin ieri, dar vom studia câteva strategii și apoi, în a doua parte, vom trece la piață pentru a analiza în timp real, să vedem ce s-a mai întâmplat de la ultima noastră întâlnire și care sunt perspectivele pentru perioada ce va urma. Sper că v-a prins bine această evoluție recentă. Piețele sunt dominate acum de aversiune față de risc, anticipată în mare măsură. Și atunci când piața scade puternic, teoretic profiturile ar trebui să crească și să intre rapid în balanță. Dar să revenim la sesiunea americană, puteți adapta această strategie pe orice bursă, este valabilă pentru orice sesiune europeană și așa mai departe, cu ajustările de rigoare. Ce se întâmplă cu aurul? Vom reveni și la aur. S-a schimbat trendul. Ce se întâmplă? Pică și el ca urmare a versiunii față de risc, pentru că perspectivele pentru dolar nu sunt negative. Acum dolarul câștigă bătălia cu aurul, pentru că este destul de greu ca ambele să se aprecieze. Deschiderea unei sesiuni este cel mai prost moment pentru a efectua tranzacții. Primele 15 minute adesea reprezintă o reacție nervoasă a participanților. Volatilitatea este foarte mare, direcția nu este clară, pentru că piața are nevoie de aproximativ de cel puțin 15 până la 60 minute să se stabilizeze. Da, mă refer aici, repet, la evoluția intraday, discutăm doar despre strategii intraday pe care majoritatea vă baza și pe care le-ați cerut de atâtea ori. Și în această perioadă, în această primă oră, apar semnale de long și de short. Adesea apar și gap-uri și trebuie să identificăm puțin cauza acelor gap-uri, pentru că, de exemplu, pot fi gap-uri doar în grafic, dar ele să nu fie adevărate gap-uri. Mă refer la atunci, de exemplu, după ce un dividend este plătit, prețul acțiunii o să scadă cu dividendul plătit pe acțiune, sau atunci când se dublează sau se înjumătățește în numărul de acțiuni, da? Și ca atare prețul trebuie și el să se dubleze sau să se înjumătățească. Și vom avea aceste ajustări ale prețului. Însă și gap-uri care apar din cauza condițiilor din piață, și mă refer aici la rezultatele financiare ale unei companii sau pur și simplu la condiții generale, cum am avut în ultimele zile, știri generale. Da. Este foarte important să recunoaștem de ce un gap a apărut, mai ales că ați văzut chiar și pe euro, dolar și pe alte valute. În ultimele zile am avut deschiderea de luna, a oferit aceste gap-uri la care au avut tendința de a se închide. Pe unele instrumente s-au închis, pe altele nu s-au închis, dar un gap up într-o piață descendentă este un semnal bearish. Și o să începem puțin tocmai cu aceste gap-uri, pentru că odată ce ele sunt înțelese, pot, deși sunt ignorate, sunt privite cu suspiciune de majoritatea traderilor, pot fi o adevărată sursă de setup-uri cu mare probabilitate
de reușită odată înțelese. Deci apare un gap foarte simplu, pentru că se schimbă sentimentul investitorilor în perioada în care piața este închisă. Practic, acele evenimente care apar, economice, psihologice și așa mai departe, modifică valoarea percepută de investitor pentru acel activ și, în consecință, se modifică prețul de echilibru. Majoritatea gap-urilor se închid, dar o să vedem că nu este o regulă generală. Da? Avem două tipuri de gap-uri. Avem, mai bine să fiu plasat pe o sesiune. Da? Deci, sesiune, majoritatea se închid cu gap. Poate că la început un trader da, se uită și wow, îi se pare de nedescifrat ceea ce se poate observa într-o sesiune, dar nu este chiar așa. Gap-uri de continuare și gap-uri de întoarcere, reversal gap, da? Continuation gap și reversal gap. Cum am spus, când un stoc, să-i spunem, da, o acțiune CFD, un stoc, este într-un trend ascendent și deschide cu gap, acela reprezintă un semnal bullish. Da? Iarăși când un stoc raportează pozitiv și piața este într-o tendință ascendentă, da? Tot un semnal bullish este. Când un stoc, de exemplu, într-un trend ascendent, deschide cu un gap în jos, din cauza condițiilor generale din piață, da, și consolidează apoi la închiderea acestuia, care a reprezentat și maximul zilei precedente, o rezistență puternică, atunci probabilitatea de continuare este foarte mare. Avem și câteva exemple aici. Vorbind de situația actuală din piață, dacă vedem, noi avem, suntem într-o perioadă de aversiune față de risc, nu? Dacă piața sau un instrument deschide cu gap down, atunci el este un semnal bearish. Dacă deschide cu gap up, trebuie să vedem din ce motive a deschis cu acel gap up. Probabil este o sursă internă, o știre internă, să vedem cât de viabilă este, dacă are puterea să treacă peste ceea ce se întâmplă în piață. Mai probabil nu. Iată, acesta este un gap up. La fel, un astfel de gap, da, să spunem că a fost o știre, da, o știre internă și piața este într-un știre internă cu nu cu foarte mare impact și piața este într-un trend ascendent, atunci este bine să, da, după consolidare, să cumpărăm această străpungere a gap-ului. În orice caz, dacă prețul imediat după deschidere consolidează, închide gap-ul și consolidează, dacă sunt și condiții de piață favorabile creșterii, vom încerca să cumpărăm acel stoc. La fel, în situația de astăzi, dacă este de preferat, nu? Dacă un stoc deschide cu un gap up și condițiile sunt negative, vom urmări tot să vindem acel stoc. Cum se închid gap-urile? Păi, foarte bine, prețul ajunge la prețul de deschidere. Mai des întâlnite sunt aceste gap-urile reversal, da? Sunt două tipuri de gap reversal. Da? Primul este urmat de o încercare eșuată de închidere, ce va fi urmat ulterior de un breakout. Da? Iar al doilea, pur și simplu, avem o închidere de gap
Am avut-o și acum, dacă vă urmăriți S&P 500, AUD, NZD, USD și așa mai departe, am avut această închidere de gap. Primul tip de gap care nu se închide, o eșuare a percepției că toate gapurile se închid, asta reprezintă el. Traderii deschid poziții anticipând o astfel de evoluție, la o închidere de gap, dar gapul se datorează unui anumit motiv, o slăbiciune sau putere și va fi continuat în ciuda presupunerilor că el va fi închis. Cum avem o situație de acum, avem aversiune față de risc, un instrument deschide cu gap down. Da, cu gap în jos, condițiile sunt puternice de aversiune, are o tentativă de creștere care eșuează și prețul revine la prețul de deschidere. Atunci este mai probabilă o continuare, da, în direcția gap-ului. Un semnal puternic, investitorii nu au mai avut răbdare să închidă acel gap. Cum am spus, o situație valabilă în momentul actual în care un stoc ar încerca să închidă gap-ul, dar avem aversiune față de risc. Nu închide gap-ul, prețul revine, prețul de deschidere, trebuie ca prețul să consolideze suficient pentru ca apoi să putem fructifica un breakout. Cam acestea sunt tipurile de gap, poate să mai insistăm puțin pe gapul care se închide și care oferă o bună oportunitate de tranzacționare. Da, ați văzut fie spre închiderea lui, dacă există suficient potențial, nu, să fructificăm și să speculăm o închidere acelui gap și ulterior să ne poziționăm, dacă este cazul, în direcția gapului. Depinde de starea din piață. Uneori gapul acesta se datorează unei știri, da, generale sau interne, nu ce a făcut pe trader să se arunce pur și simplu în piață. Și apoi ei au realizat că reacția nu este justificată și în consecință prețul corectează spre închiderea precedentă. Acesta este obiectivul acestui setup pe care îl avem. O să vedem mai multe exemple în piață. Un alt tip de strategie foarte des întâlnită în deschideri, dar iată și astăzi prețul a corectat, nu avem o condiție de aversiune, a corectat și a închis gap-ul. Vedeți? În permanență se întâmplă ceva și o să observați că este mai bine să așteptăm de la 15 la 60 de minute pentru a vedea ce se întâmplă în față, direcția generală a pieței. Trebuie să o avem și cum fructificăm situația de pe un anumit instrument, de pe un anumit stoc. Ați văzut că în CFD Trader avem și posibilitatea de a compara, da, instrumente și acest lucru va fi tot benefic pentru noi, să vedem dacă un instrument este mai performant sau nu decât piața. Pentru că atunci când piața crește, trebuie să alegem un instrument puternic, sau când piața scade, trebuie să alegem un instrument care va fi mai afectat de situația din piață. La fel cum este situația valutelor, nu avem aversiune față de risc, trebuie să vedem care valută va fi mai puternic lovită și pe aceea să o vindem și să o cumpărăm, pe aceea spre care se va îndrepta fluxul de capital panicat, nu dintre dolar, yen, franc. Normal, dacă pentru dolar nu sunt perspective foarte bune, ne orientăm spre aur, de exemplu, sau și așa mai departe. Așa se întâmplă și aici. O altă strategie, o altă tehnică de tranzacționare se numește Opening Range Breakout, una dintre cele mai cunoscute strategii de tranzacționare intraday în stock market. Ce înseamnă Opening Range? Aici am și niște poze pentru dumneavoastră.
Asta, dacă avem range breakout, iată aici, avem și gap, un continuation gap, da? Ideal pentru o piață descendentă, o situație de acum de piață. Am aversiune față de risc, am o deschidere cu gap down, lângă aversiunea față de risc, poate și stocul acesta a avut un rezultat financiar prost, a declarat sau are o știre negativă sau este puternic afectat, nu poate este o bancă sau ceva care este puternic afectată de aversiunea față de risc și da, nu vom putea, nu intrăm imediat, în primele 5 minute. Nu, gap-ul nostru ne dă un indiciu de slăbiciune, un gap în direcția a pieței și apoi așteptăm un opening range. Opening range este range-ul sau consolidarea pe care prețul a format-o în deschidere, cum am spus, în primele 15 până la o oră. El se formează după primul sfert de oră, întrucât un sfert de oră nu poți să ai un range, da? După un sfert de oră până la o oră de tranzacționare și este suficient pentru a se dezvolta și ne oferă în același timp suficiente informații pentru a determina direcția mai probabilă și validitatea eventualei străpungeri. Putem utiliza indicatori și așa mai departe, cum am spus, în permanență când tranzacționați stocuri fiți cu ochii pe indice, da? În primul rând, nu se pune problema să nu știm trendul daily și weekly pe acesta, îl avem în permanență în mintea noastră și acest studiu îl facem înaintea începerii sesiunii, da? Before the bell, cum se spune. Aceea este perioada în care cercetăm, studiem și ne pregătim deja. Noi în permanență urmărim și graficul pe 5 minute al indicelui S&P sau Dow Jones și graficul de 5 minute al stocului pentru a vedea ce se întâmplă, nu pentru a vedea, de exemplu, că S&P a făcut un pas decisiv și probabil va face și stocul și așa mai departe. Sunt pur și simplu tehnica aceasta, dar logica de a urmări o anumită performanță între un CFD și un indice în componența căruia intră acest CFD. Sunt și câțiva factori de care ținem cont pentru a ne asigura de o probabilitate mai mare. Nu? O să vă răspund imediat și la întrebări când o să revenim pe platforma MetaTrader 4. Când avem o probabilitate mai mare de reușită, nu? Trebuie ca prețul să arate o anumită tendință, a atins un maxim, un minim, da? A corectat, a revenit, se află într-un trend ascendent sau descendent, cum este cazul aici pe graficul zilnic. De asemenea, este mai performant sau mai puțin performant decât indicele. Consolidarea, iarăși, consolidarea trebuie să apară la un nivel important, maximul sau minimul zilei precedente. Dacă mai apare această consolidare mai jos, așa, minimul zilei precedente nu este un semnal prea bun. Aș prefera ca această consolidare să apară la minimul sau închiderea zilei precedente. Iar volumul trebuie să crească și să confirme validitatea acestui breakout, pentru că rețineți, a tranzacționa străpungeri nu este deloc un lucru ușor. Trebuie să ai suficientă consolidare și tehnică în execuție, pentru că foarte multe străpungeri sunt false. Doar o să vedem imediat și câteva exemple. Oricum, aceasta este cea mai bună perioadă de tranzacționare. Opening range, breakout, un reversal gap. Iată, prețul nu închide gap, nu închide, revine la maximul zilei, un semnal bullish, consolidează și apoi străpunge și putem lua o poziție long. Consolidarea te deschide cu gap,
consolidează, iar se stresează, iar consolidează și așa departe. Din nou, continuation gap și un opening breakout. Ia să vedem și un semnal în care nu trebuie să cumpărăm, pentru că aici nu avem suficientă consolidare la nivelul maxim. În plus, gapul, iată, este foarte aproape, maximul de el, închiderea și maximul de el sunt foarte aproape, deci nu avem un semnal pozitiv. După prima oară aș fi vrut să văd o consolidare fie aici, la acest nivel, să revină prețul și să consolideze suficient în prima oră la acest nivel sau la acest nivel. După care, iată, ceea ce numesc suficientă consolidare pe un grafic rețineț de 5 minute. Nu vreau să văd volatilitate și atunci să intru. Iată, consolidare până la finalul sesiunii. Finalul al sesiunii care prezintă oportunități de tranzacționare, nu tranzacționat în mijlocul sesiunii, în așa numitul lunch hour, da, valabil pentru piața americană, o perioadă de evitat. Aici căutăm tot un fel de cercetare face și aici. Căutăm stocurile care cu un puternic trend ascendent sau descendent, da, au crescut sau au scăzut mai mult decât piața, dar au aceeași direcție, pentru că foarte probabil acea evoluție va continua și în finalul sesiunii. Este și normal dacă eu văd că acest stoc până în finalul sesiunii are o evoluție ascendentă, a trecut și peste acest gap. De asemenea, văd că el este mai performant decât piața. Poate piața a avut o tendință mai puțin ascendentă, un flat sau ceva, și el îmi arată într-adevăr, poate indicele de exemplu în perioada aceasta în care stocul meu consolidează are o evoluție ușor descendentă și ajunge într-o zonă de suport. Este un semnal nou puternic pentru mine. Dar nu te întreb, dar indicele cam scade, nu? Și ajung la o zonă de suport unde este mai probabil un rebound. Dar stocul meu se menține la nivel maxim și consolidează. Atunci este un semnal de forță pentru acest stoc și pot să cumpăr în ultimele 2 ore care sunt prielnice pentru tranzacționare. Iată. Și aici un gen de străpungere care nu se cumpără, acest gen de străpungere nici aici nu se cumpără. Nici această consolidare este mult prea extinsă, a depășit destul de mult perioada de deschidere. Targetul meu, da, se poate întâmpla ca gapul să fie închis și prețul să revină. Maximul zilei este și el foarte aproape. Deci nu este o oportunitate bună de cumpărare astfel de străpungere. Trebuie să filtrați foarte bine ce se întâmplă în piață ca să vă dați seama dacă o străpungere este posibil să fie validă sau să fie falsă. Cum am spus, sunt multe străpungeri false, nevoie de o bună tehnică și percepția a probabilităților, dar țineți cont, cum am spus, de tendința pieții, de maximul zilei, de zilele precedente, aceste nivele, închiderea, maximul, minim și așa mai departe, judecațiile într-un mod logic. Iată o foarte bună oportunitate de sell, da? Aici, după suficientă consolidare, lumânări mici și nu aici, când prețul arată volatilitate. Da? Yep, continuation gap, consolidare, sell. Așa mai departe, atât din nou o consolidare la maximul din deschiderea de ieri, o foarte bună oportunitate. Iată și o comparație între indice și piața. Aici am stocul și aici am indicele. Ce mi arată mie un fals breakout, dar el străpunge înainte, ceea ce indicele nu a făcut.
Un triunghi, da, genul de evoluție pe care o așteptăm spre finalul sesiunii, da, consolidări, pattern-uri clare pentru a reveni în forță și a intra în piață pe ultimele 2 ore când apare un moment favorabil. Vedeți și dumneavoastră interpretarea lor. Sunt o consolidare perfectă pentru finalul sesiunii, breakout, continuation, în finalul sesiunii foarte bine. Foarte multe străpungeri false apar în perioada, în acest launch-hour, în perioada de miloca sesiunii. Iată, iarăși, asta nu este o consolidare. De ce? Pentru că maximul meu este foarte aproape și joacă rol de rezistență și nu se cumpără această consolidare. Graficul arată bine. Putem să avem, să ne iasă, dar vorbesc în general. Iată, deschidere, străpungere, consolidare, excelentă. Avem consolidare până la finalul sesiunii, am străpungere în finalul sesiunii, mențin poziția. Este foarte probabil, iată, motiv pentru că apare gap-ul. Traderii, după aceste străpungere, acest breakout, da? Deja a doua zi nu voi mai avea șansa să intru în piață pentru că deja prețul de echilibru s-a modificat, percepția s-a schimbat și prețul o să deschidă cu gap. Dar dacă am reușit să surprind un breakout pe finalul sesiunii, atunci va trebui să las dacă am deschis și așa mai departe. Iată, perfect un breakout continuation. Da, iată, după o zi, iată, ultimele 5 minute arată o străpungere. Am intrat în piață și las poziția deschisă. Atât despre aceste strategii. Rapid, dar trebuie să revin și la acest informat. Puteți să revedeți acest webinar. De asemenea, le găsiți și în cartea Strategii și Tehnicii Profesioniste mai pe larg. Să trecem la piață, să vedem ce întrebări au mai apărut. Asta cu să gândiți-vă că atunci când apare un indie care arunca pe întrebări aici cu gap-urile și cu execuția ordinilor. Da? Gândiți-vă, dumneavoastră ați intrat într-o tranzacție, buy, sell, nu știu, și aveți un stop loss, aveți un take profit, ele sunt tot un ordin în piață. Gândiți-vă dacă piața acceptă sau nu ordinul dumneavoastră. Da? Piața a ajuns, a deschis cu gap și a ajuns în punctul X. Da? Există varianta ca fie să-mi fie executat ordinul la deschiderea gap-ului, dacă el este convenabil pentru piață, ordinul meu e în piață, îl execută cineva, este cineva interesant să-l execute la acel preț, da? Sau ordinul este executat la prețul pe care eu l-am pus, pentru că este și acela un ordin în piață. Depinde cum este convenabil pentru piață. Gândiți-vă că ați fi dumneavoastră în locul pieței. Nu? Așa trebuie să interpretați astfel de situații. Uite și posibilitatea să fie executat la primul preț, la prețul din gap, sau să fie executat la prețul la care dumneavoastră l-ați plasat, dacă acela este un ordin convenabil pentru piață, în sensul că dacă vi-l execută deja, da, cineva intră cu, da, market maker are deja un avantaj
pentru că a cumpărat mai de jos și prețul este mai sus. Nu, asta aveți un take profit. Da, și piața a deschis cu gap. Păi da, oricine este interesat să vă deschidă, să vă preia take profitul acela mai jos. Pentru că, să spunem, dumneavoastră este un ordin de vânzare. El cumpără de jos și deja are un avantaj. Dar dacă este invers, să cumpere, nu, să vândă de jos, nu, aveți ordin dumneavoastră de vânzare, de cumpărare, un stop loss, să spunem. Piața, dacă vă execută acel ordin, cine l-ar executa? Că el deja intră în piață cu minus. Și atunci prețul se execută la primul preț, cel din gap. Dacă este neclar, îmi scrieți un mail, mai puțin mai complicat, dar este logic. M-am spus, gândiți-vă că el este un ordin în piață și dacă este sau nu interes ca el să fie executat. Gândiți-vă, cel care vă execută ordinul, dacă are o pierdere, atunci nu vi-l execută. Dacă are un profit, atunci vi-l execută. Pentru că și un ordin stop loss sau take profit este un ordin în piață. Ați văzut în platforma CFD Trader cum ele sunt afișate chiar separat. Nu? Și când se deschide piața, ordinele se au fost întrebări despre aur, cred că în primul rând, cum am spus, avem o piață dominată de aversiunea față de risc. Cartea, găsiți informații pe site despre această carte. Da. Când dau prin slide-uri, probabil că da, nu o să mai trecem prin slide-uri. Dacă am început cu aurul, se observă foarte clar cum trendul primar pe aur s-a schimbat. Este foarte puțin probabil ca pe parcursul acestei săptămâni să avem să fie totuși un reversal week. Prima țintă este nivelul 1550, minim anterior. Practic, depășirea acestui prag ar confirma această schimbare de trend benefic, pentru că acum suntem într-o zonă bearish pe termen mediu, da. Și într-o zonă am putea avea bullish doar, adică dacă am fi pe partea cumpărării, doar pe termen scurt, în sensul că aceasta ar fi o corecție minoră sau intermediară la acest trend intermediar descendent. Da, pentru că aceasta e o zonă bearish. Aș fi și de aici, și de aici, așa mai departe. Avem un prag important de suport aici, 1.4. La fel ne apropiem de ciclul de 144 de zile. Ce vibrație importantă. Da? Următoarea țintă este 1.474 pe 3. Aici este un punct foarte important. Am putea avea prețul aurului pe la începutul lui septembrie, în acest punct, 1470, dacă se intensifică panica pe burse, este o probabilitate mai mică, dar există să vedem prețul în această zonă în următoarele 2-3 săptămâni. Pare mai puțin probabil. Aici avem o zonă importantă de suport și probabil va fi și un rebound, ceva. Pe termen scurt, aceasta ar fi ținta, pe termen mediu, această zonă, 1 pe 3, 144 de zile. Să vedem dacă acesta trebuie va fi un punct de inflexiune și cel puțin vom avea o corecție de 2-4 săptămâni. Acestea sunt nivelele statice, 4, 1 pe 3, 1 pe 2, și așa mai departe. Acestea sunt cele dinamice, spațiurile, ce vor acționa ca suport și rezistență. Dar se observă acest punct ca fiind un posibil punct de inflexie. Teoretic așa ar trebui să fie evoluția. Rebound de la acest suport, corecție și apoi continuare descendentă, pentru că avem o nou
trenul va avea o nouă linie de rezistență. Lines. Da, mai bine, da. Din acest ceva de genul acesta. Da, el va fi reperul nostru pentru o corecție, întrucât în eventualitatea unei corecții căutăm o zonă cheie de rezistență și nu uitați că prețul poate să crească timp sub o rezistență dinamică, până întâlnește un nivel foarte puternic. Un SDJP, imediat și un SDJP care ar fi un punct de intrare în sell. Păi depinde, ar putea fi acesta. Zona 1600 ceva, trebuie să revenim și pe un grafic daily. Dar acesta la 144 de zile de la minul precedent, iată, oicul daily 1660-70, undeva în această zonă, cu stop loss de genul acesta. Da. Asta și noul cel trend descendență, dacă va fi un minim. Da. Obiectivul pe termen scurt rămâne 1550. Da. Ceva acela. După care, bineînțeles, că vom avea o corecție. Să vedem ce fel de corecție va fi, întrucât iată ce se întâmplă. Deja avem oscilarea trendului intermediar pe S&P, barometrul riscului, ceea ce așteptam în ultima perioadă s-a întâmplat după ce prețul a mai crescut de la acest nivel, iată, în fine a căzut, s-a schimbat trend intermediar ascendent la care se vedează din 2009 și acum ar trebui să avem o scădere până în această zonă 1220. Acesta ar fi targetul, o corecție intermediară. Aceasta este acum direcția pe termen, putem spune pe termen scurt și mediu, una decentă, măcar până în acest punct, să vedem ce se va întâmpla mai departe, dar 1220 ar fi o corecție absolut normală, care va aduce ceva, se va reflecta foarte puternic în piața Forex, vom avea o apreciere a dolarului, a yenului japonez. Eu cum ați considera aceste trenduri, chiar puteți face o analiză cu Elliott, pe diversi indici, unde situația este puțin diferită, fie că ați considera acesta ca fiind al cincilea val al unui trend ascendent, fie că este doar valul B corectiv, da, ne indică o capitulare a trendului ascendent și un trend intermediar de 7 la 12 săptămâni într-o zonă importantă de suport și cred că aceasta va fi 1220. Avem graficul daily. De ce perioadă? Păi să urmărim în general un impuls descendent, o corecție, nu o corecție intermediară, cam între 7 și 12 săptămâni ar trebui
Să se schimbe, o să trecem la euro-dolar. O închidere de gap, o testare foarte frumoasă acestei zone de rezistență. Mișcarea trebuie să continue și să nu revină. Dar oricum, el este într-o zonă beige, chiar și o revenire peste acest punct. Tot peste prețul într-o zonă beige. Și oricum, cred că aceasta va fi linia trendului viitor, întrucât aceasta este o zonă de distribuție, de consolidare, un head and shoulders top și trendul nostru probabil vom începe din acest punct, având și poziții de vânzare din punctele cheie 1400 și zona de suport. Suntem în grafic cu el. Cam așa, aștept 17. Foarte bune indicii despre această mișcare. Avem pe 1340, în fine, 20 de puncte în plus sau în minus, dacă sunt pe un grafic mai mare. Pe grafic weekly, de exemplu, nu știu unde ați văzut diferența de suport. Euro-dolar. Aici semnalele sunt clare, un punct de inflexiune ar trebui să avem peste jumătate de an pentru euro-dolar, un punct foarte puternic. Însă vom mai avea vibrații și în subdiviziuni și mă refer mai ales la aceste 8-9 săptămâni, care înseamnă 2 luni. Aici cred că va fi un punct important pe euro de la începutul lunii a 7. No, sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie, da, dacă eu calculez corect. Sunt semnale foarte clare că acela ar putea fi un punct de inflexiune, ar putea fi un punct de minim sau maxim de scenă, depinde cum va evolua până în acea perioadă. Aceste subdiviziuni au lucrat bine și în trecut, dar probabil vor lucra și acum. Pe termen lung, da, pe 6 luni, un punct important va fi la sfârșitul lui octombrie. Asta se observă o dată. Că din analiza și aceasta este zona mai probabilă de evoluție în perioada următoare, zona de suport, zona de rezistență, unde va fi minimul. Iată și graficul daily. Grafic daily ce ne optimiză puțin aceste perioade. N-am văzut 8-9 săptămâni, ar fi cam 60 de zile, ar fi începutul lunii 7, precum am avut și în trecut astfel de momente importante. Să vedem dacă se va finaliza mișcarea descendentă înainte de 60 de zile, atunci probabil acela va fi un maxim descendent. Dacă mișcarea descendentă va fi lentă, atunci am putea avea și valenul acesta în un minim peste 60 de zile. Dacă va avea evoluțiul acesta, mișcare descendentă puternică și apoi revenire, sau de genul acesta, un trend descendent de 60 de zile. Pentru că acum suntem clar într-o zonă bearish. Acolo ar putea să apară dacă prețul ar reveni din nou peste 30, peste 30-50, ceea ce nu ar fi normal pentru o plinare short, închiderea și așa mai departe. Am avut și semnalul de short care a lucrat destul de bine ca și în trecut, deși în perioade de range el nu oferă semnale foarte, foarte clare. Am putea să stabilim aici niște target-uri, oricum 25, 26, 25 e cel mai important.
nivel istoric, un prim trend minor pe care la care ne raportăm acum ar trebui să dureze de la 7 la 12 zile, apoi trebuie să urmeze o corecție de 4 zile. Da. Ar fi bine să avem încă 2-3 zile descendente și abia apoi să avem o corecție spre un nivel de rezistență, poate chiar acesta, 29-30, pragul psihologic 30, dar aș vrea să văd o străpungere mai consistentă a nivelului 30 și apoi o revenire care să ofere din nou o șansă de poziționare. O să vedem și GBP-ul. Păi, v-am spus că GBP-ul nu ar avea de ce să fie așa de afectat. Da, practic, cel mai puțin afectat, nu se compară cu AUD, cu MZD, pentru că ce se poate întâmpla practic, investitorii în perioada de glorie, să spunem, din ultimele luni, cumpărat valute bine cotate, cu perspective pozitive, AUD, MZD și nu GBP. GBP-ul maxim poate acolo să avem quantitative easing. E maxim ce putem avea ca să se deprecieze, dar nu se compară, nu? În timp ce a fost în Australia, Noua Zeelandă, perspectivele de randament scad serios, deja au fost luate prime măsuri, plus că investitorii își lichidează pozițiile de cumpărare. AUD/GBP este mai afectat, evoluează mai puternic dacă are o evoluție a indicelui S&P, iată, evoluție puternic descendentă și după ultima ședință a băncii. Dolar index arată un semnal puternic și aici se observă acest ciclu de 26 de săptămâni minim și vedem, cum am spus, dacă va fi un trend ascendent sau da, va fi urmat de o corecție și vom avea tot un minim peste 26 de săptămâni. Însă, în 2 luni vom avea un nou punct de inflexiune. Acestea sunt scenariile. NZD-ul cade puternic. Era și de așteptat că se vor produce mișcări puternice după cele 7-8 săptămâni de consolidare. Iată, o consolidare cum rar întâlnim, mișcare puternică descendentă. Bine, am avut o testare a nivelului de rezistență, nu? O consolidare, atât. O evoluție corectă. O testare de ascent, scădere, consolidare și din nou scădere, care are șanse să continue cu un nou minim, prima țintă fiind 0,73. Poate să ajungă și mai jos, poate să ajungă până la 50%, 50% fiind cea mai întâlnită corecție în piețele financiare. O țintă pe termen scurt și o țintă pe prima de și o a doua țintă acestui trend intermediar descendent. Să numim și alte instrumente, audio, aproximativ aceeași situație. Cu AUD-ul ar fi valuta pe care aș marca un profit dacă aș fi într-o poziție de short. De tehnic ar fi și ceva semnale că vom avea un rebound, a fost un nivel puternic, se încearcă străpunea lui. Să vedem cât de corectă va fi. GBP-ul este puternic. Nu poate să cadă mult un trend care este deja jos, nu? În aceste condiții de piață, de panică de acum, cade trendul care este
E sus, e o GPU USB, cum a spus el. Cel mai probabil va ajunge în zona de rezistență 67. Depinde, da, va fi o să crească în condiții de aversiune, dar și dacă nu să crească, volatilitate mare pe GBP-USD este greu să avem. Din cauza asemănării celor două valute economii, cam aceleași măsuri au fost luate, în plus cam aceleași randamente le-au oferit, dobândă minimă și în Statele Unite și în Marea Britanie, printări masive și în Statele Unite și în Marea Britanie, așa că prețul nu oscilează foarte mult și nu cred că o va face nici în continuare, pentru că cele două bănci centrale parcă repetă, probabil Marea Britanie repetă măsurile pe care Statele Unite le ia. Și se va forma aici un foarte mare triunghi ascendent. Dar deocamdată mi-ar fi greu să spun. Potențialul este acesta. Da. Să reușim să anticipăm un trend minor, da, la nivel de rezistență sau o corecție, o revenire pe zona de suport. Nu mi-arată. Poate doar pe termen scurt să avem oportunități de tranzacționare. USDJP, spuneați. USDJP nu a reușit să iasă din trendul intermediar corectiv. Da, imediat și aceste întrebări. Nu a reușit să iasă din trenul intermediar continuu, se îndreaptă spre 78. Avem poziție de short, o lăsăm așa, cum a spus. Bine ar fi fost, nu? Am încercat să-l prindem aici, nu a reușit, l-am prins aici, însă prețul rămâne în continuare ce trend intermediar corectiv, da, și poate să ajungă până spre 78, dar vom aborda o strategie pe termen lung și vom mai cumpăra și de la nivelul 78. Acum ar fi bine într-adevăr ca prețul să consolideze la acest nivel, în zona 80, da? Acest prag, și apoi să fructificăm o străpungere din această zonă, bullish. Dacă nu, fie vom putea cumpăra undeva pe suport, deși este mai riscant, da, să spunem că prețul s-ar afla în această zonă, preferat ar fi să o facem în această zonă. Ar fi un suport foarte puternic și perspective foarte bune de long. Cred că avem și aici am mai puțin și vibrațiile sunt pe termen mai lung, un an. Încercați să vedeți ce subdiviziune au funcționat foarte bine, iată, 50%, 1 pe 3, 1 pe 2, 3, semnale de schimbare ale trendurilor clare, pentru a identifica un potențial punct în care un minim ascendent pe care l-a anticipat. Vedeți, nu excludem o testare în această zonă. Euro mai afectată, GBP-ul mai puțin afectată, ceea ce ne arată nouă că în cazul în care optimismul va reveni, ar putea fi o bună opțiune. Foarte mult se întreabă acum cu Euro CHF, iată, ceea ce anticipam, de fapt, pozițiile long pe Euro CHF, da? V-am făcut pe plac, dar s-ar putea, da? Sunt zvonuri care spun că și în următoarele luni, multe luni, Euro CHF să rămână la acest nivel,
La zona 1.20 semnalele din economie sunt pozitive, în sensul că este o combinație care teoretic ar impune o majorare a dobânzii, anume o inflație modestă cu risc de deflație, totodată un șomaj la nivel mic, dar chiar dacă ar fi ceva presiune, să spunem, pe SNB, ei nu vor adopta această măsură pentru că vor aprecia francul. Da. Și chiar președintele SNB a spus că pragul acesta a fost o măsură forțată, impusă de aprecierea peste măsura a valutei, dar că nu va face pe plac celor care așteaptă ca acest prag să fie mărit la 1,30, 1,40 și așa mai departe. Deocamdată, pragul 1,20 este unul acceptabil chiar și pentru relațiile de schimb, dar în moment ce prognozele sunt ca economia să crească 1% în acest an, în condiții nu foarte bune, măcar la nivel european, adică nu ar avea motive să intervină. Înseamnă că, cu toate, chiar dacă 60% din exporturile elvețienilor sunt în Europa, acest preț pare acceptat, da? Și nu afectează. Și atunci probabil că va fi menținut mult și bine. Adică din ce în ce mai puține șanse să vedem 1,30 sau 1,40 în viitorul aproape. Cred că la un moment dat traderii se vor plictisi de cât vor aștepta și vor închide pozițiile, da? Și când vor ceda, când majoritatea vor ceda, atunci o să crească euro-CHF-ul. Probabil vor fi forțați la un moment dat de costurile menținerii acestor poziții luni de zile. Iată, deja o lungă perioadă când prețul pur și simplu stagnează. Tot parcursul anului, da, sunt de 5 luni, dacă încă 6 luni va stagna la acest nivel 1.20, vă dați seama. Vorbesc de costurile unui trader, nu știu, la admirat maxim. În general, nu, costurile pentru menținerea acestor poziții sunt mari. Perspectivele nu sunt prea bune, că nu, ce nu poți analiza pur și simplu tehnic această pereche și să ne bazăm doar pe zvonuri, iată că aceste zvonuri nu țin cu traderii, după cum a spus chiar și președintele ECB. Euro, într-adevăr, afectat. Iată că a străpuns mai mult cât credeam. Ar trebui să adaptez puțin această linie, ceva de genul. Ok, nu contează prea mult, probabil va fi în această zonă, da, 0,81 peste câteva săptămâni, fie după o corecție, dar și acesta va fi un punct bun de vânzare, da, pentru trendul de ce. Sau să vedem, poate va fi o corecție minor a unei corecții mai ample într-o zonă bullish și să cumpărăm. Este bine să așteptăm să vedem unde se va situa prețul la sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie, care, conform vibratorul din trecut, a dus la schimbări importante de direcție. Observă foarte bine acest lucru. O poziție care evoluează favorabil acum și Euro AUD, una din favorite. De ce? Pentru că, așa cum am spus, cred că cineva era sceptic data trecută în legătură cu posibilitatea ca Euro să crească față de AUD. Nu, era o combinație pe care ați prezentat-o aici, dar iată că el crește încet și sigur,
și își continuă evoluția în acest canal ascendent, se continuă trendul intermediar, da, care a dus și la o străpungere a liniei de trend primar din ultimii ani și perspectivele sunt verzi în continuare, nu? Cel puțin până la acest nivel, încă vreo 100 de pifei, va fi o rezistență puternică. Ar fi bine să vedem apoi o corecție de vreo 2-3 săptămâni și să cumpărăm din zona 1.30 după ce acesta a fost validat ca supă, nu să fie depășit, să avem o corecție. Aici cu perspective pe termen lung, zona 1.140. Ar fi 1000 de pip pe care i-am urmărit. Dar dacă s-a ratat deja intrarea, așteptați o revenire pe suport și ar fi benefic ca această revenire pe suport să fie după ce 1.30 va fi depășit. Urmăriți această putea prezenta oportunități foarte bune în trecut. Noi am încercat să anticipăm până acum această schimbare de direcție. Am modificat, vă aduceți aminte, destul pe punctul de intrare, pentru că ne-am temut, da? Chiar a fost un comentariu, dacă mi-am dat aminte, că dacă va fi o străpângere, va fi agresivă. Iată că nu a fost. Condițiile actuale încă favorizează aprecierea euro față de AUDUS în benefice. Panică să fie, pentru că panica aduce și cele mai bune oportunități de tranzacționare, mai ales în condițiile actuale. Avem și întrebări, să ne uităm puțin, luăm pe GBP cu ce? Închideri de long pe CHF, presiune pe, nu înțeleg asta, închideri de long pe CHF. De ce să fie închideri de long pe CHF? Nu. Deocamdată traderii sunt mulțumiți cu pragul 1.20 și investitorii în condițiile actuale cu turbulențele acestea care sunt în toate regiunile, ei preferă să rămână cu franci fără randament, dar la 1.20, da, nu ai fluctuații, nu ai risc, da. E ok. Dacă puteți detalii, pentru că nu înțeleg sensul exact. Ne uităm pe DAX. Ok, ne uităm și pe DAX. Vă place DAX-ul pentru volatilitate? Oarecum aceeași situație ca în cazul S&P 500. DAX-ul este într-o zonă bearish, chiar și dacă vom avea un nou maxim. Trebuie să revenim la un nou maxim, el tot este într-o zonă bearish. Da. Indiferent. Ce v-ar interesa pe DAX? Este probabil o corecție intermediară. O străpungere. Aceasta ar fi linia de trend. Ne interesează în primul rând acest minim dinaintea maximului. Da. A fost depășită o primă zonă de rezistență și acum să se continue, asta sperăm, asta așteptăm, să se continue această mișcare de scenă. Perspectivele la fel și pe DAX sunt bearish. Da. Ce anume aveți cu DAX? Aveți în vedere o poziționare, adică vedeți diferențe față de ceea ce am discutat la S&P?
Da, dacă se vor lichida poziția, eu mă gândesc că oricum se va pune presiune pe SNB și în cazul în care avem acum aversiune față de risc, totul bine, dar mâine pe mine, nu, vine Bernatie și mai spune și el ceva, că nu-i convine că dolarul se apreciază. Da, și dacă în continuare panica globală se va menține, tot presiunea pe SNB va fi. Dar deocamdată se pare că SNB are resurse, nu, să mențină. Probabil unii își lichidează pozițiile long pe EURCHF, dar vin alții care și le deschid. Probabil se anulează între ei. Nu știu eu acum exact cum anume face și menține SNB-ul acest prag și ce metode are și cum o să ce să se întâmple în continuare, ce măsuri vor lua de asta. E o situație, cum am spus, o situație anormală cu care ne întâlnim odată cel puțin eu nu m-am mai întâlnit și nu m-ar tenta să fac acum presupuneri, da? Să dau cu banul de la 1,20, pur și simplu. E dreaptă și nu știu ce să fac în primul rând din punct de vedere tehnic. Iar ca să gândești și gândești tot, destul de greu mi este și cu siguranță veste și dumneavoastră. Sunteți turbă pe DAX sau nu sunteți cumpărare sau ce? Nu prea văd bine nici pe DAX. Să vedem. Și, pe cum așa, și. Unde se poate duce audio și lung și short. Ați încercat un hedge. Este într-o zonă bearish care ar trebui să se mențină. Dow Jones este ceva mai puternic. Să vedem acum, într-adevăr, într-adevăr, sunt cumpărători în piață după această tendință, această impresie că prețul va. Dar dacă sunt cumpărători, ei acum vor interveni și vor cumpăra această corecție, pentru că le-ar oferi un preț mai bun. Dar v-am spus, și în cazul în care am avea, da, am reușit sau nu am reușit să prindem un preț bun de vânzare sau îl căutăm un preț bun de vânzare. Chiar și în cazul unui nou impuls ascendent, tot de vândut ar fi pentru o continuare, pentru un nou trend, pentru că urmăresc un nou trend intermediar descendent, da? Indiferent cum am luat situația, că este da, o considerăm o testare a trendului primar în acest punct și se va continua. Într-un tot trend ascendent, cineva și perspectivele sunt negative, raportul risc-reward nu este în niciun caz favorabil și aș încerca cel puțin până când voi vedea. Nu m-ar tenta lung decât după o corecție mai mare la 1220, după cum se arată pe atunci m-ar tenta poziționarea după o corecție intermediară. Până atunci aș merge doar să caut oportunitățile de vânzare pentru că ele sunt puternice, da. Și în cazul în care avem puncte cheie cu stopuri mici, vor fi și rezultat. Audiul, un rebound al audiului. Foarte bine, dacă mergeți pe ambele.
unde ar putea să crească audiul ca să-l vindeți apoi. Ar putea să crească în zona 102, unde a fost un prag important în trecut, dar nu mi-ar arăta foarte bine o testare la 102 acum. Aș mai vrea să văd o continuare a acestui trend minor, trend minor descendent. Aș încerca, eu știu la cum arată, poate o marcare de profituri, dar asta nu ar însemna că m-ar tenta imediat să vând. Aș vrea totuși să văd că prețul mai alunecă pe zona de suport și are o corecție. Pare cam puțin acum o corecție de 2-4 zile ca să vând. De lung. Nu aș lua în considerare o corecție de 7-12 săptămâni spre un prag important la 1,02 ar fi benefică, dar aș vrea să mai continue puțin acest trend minor, da, și apoi să văd o corecție. 1,02 putem căuta oportunități de tranzacționare în ideea unui canal descendent, se vede, doar că vreau ca să fie mai aproape de nivelul dinamic de rezistență și nu să revină imediat acum la 1,02, întrucât ne uităm pe indici și nu ar fi benefică o corecție acum puternică, ar fi dubioasă. Dar aș vrea să văd să se mai continuă puțin scăderea sau, mă rog, dacă va fi mai puternic, să spunem să rămână sau să cadă ușor. Și de abia apoi să vedem o corecție în care mă gândesc să vând acel prag de rezistență. Fix cu ochii pe indice pentru AUD 1,035, așa sus. Foarte, foarte sus, 0,35. 0,35 ar fi cam dubios în acest punct. Dacă aș avea o evoluție similară, dacă aici, un 7-12 săptămâni și apoi o revenire, dar acum o revenire la 1,035 ar fi mai mult, eu știu, un reversal, cea nu aș privi cu ochi buni această revenire. Gândindu-mă și la situația sau ipostaza în care s-ar afla S&P. Însă, ideea este simplă, nu acum. Vreau să văd o continuare și nu o reversare imediată, faptul să intervin. Vreau să mai văd cât mai durează acest trend, deci încercăm să marcăm niște profituri. Apoi să vedem, da, că acea corecție care va veni și pe care am aștepta-o ca să vindem din nou, nu afectează scenariul bearish. Nu asta aș vrea să da. Mâine vorbește, da, într-adevăr, parcă mâine este posibil, da? Eu știu acum cu tot ce se întâmplă în piață, astfel de măsuri pare că vor influența doar pe termen scurt. Gândiți-vă că vor urma alegeri și în Statele Unite, vor fi probleme și acolo. Poate să intervină Bernanke, da? Deja nu știu dacă va mai avea așa efect puternic. Să vedem. Nu zic USD. Păi de ce să nu mai scadă? De scăzut piața una poate să scadă foarte, foarte mult. De crescut e mai greu, că trebuie să vină bani.
Vrei să crească pietre, trebuie să bani, 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 tot mai mulți bani, tot mai mulți bani. Piramidare, da. Profiturile investite din nou prin levier, îmi cumpără și îmi cumpără și la un moment dat să prăbușești, dar să scade atât de simplu, nu? Vinzi, nu? Nevoia de lichiditate, panică și scade. Teoretic, ar trebui să ajungă în zona 1.073, arată foarte bine. Da, și dacă am avea o corecție, iată, de 200 de puncte, ar fi această proiecție benefică pentru vânzare. Un prag aici ar fi, să spunem, aș marca un profit în această zonă, mi-aș fixa un prim take profit și unul la 0,73 să poziție de 0,2. Punem un take profit și un take profit și un take profit aici, mai îndepărtat, în speranța unei corecții imediare la acest prag important. Alte întrebări dacă mai sunt, deja suficient pentru astăzi, avem și finala Europa League, lăsăm trading-ul mai pe planul 2 în această seară. Se poate imagine cu, da? Deja trecem la pariuri pe fotbal acum, da? Mai schimbăm domeniul. Încercăm un long, cred că nu sunt un long pe GBP. GBP cu ce? Nu înțeleg. GBP cu ce? Cu USD. Păi dacă aveți o poziție, o poziție favorabilă, o corecție, ar trebui să mai așteptați puțin. Ar fi bine să vă și un semnal de buy aici, RSI-ul cu Moving Average, da? O străpungere care să confirme acest scenariu. Destul de tehnic la perioada, că nu este foarte de condițiile din piață. Să urmăriți pe un grafic mic când s-ar putea schimba acest trend descendent, nu, pe care dumneavoastră îl considerați a fi unul minor, corectiv al trendului intermediar ascendent. Trend minor de gradul 2 de 7-12 zile. Vedeți când el se va schimba. Deocamdată cum aș considera, ar trebui să consider de genul acesta, trendul și pe oră și pe 4 ore. Cred că este și un canal aici, încă nu sunt semnale și spus, ca să fim și mai jos, aș vrea să văd încă o scădere și apoi ca să schimbă acest trend, raportându-mă într-adevăr la trendul de să se finalizeze și acest și nu am semnale de ce. Orice aș face, nu văd o slăbiciune a trendului încă a acestui trend minor corectiv. Când va fi, vom încerca să scadă mâine la... Băi, e posibil. E posibil. Dacă a fost înregistrat webinarul, a fost înregistrat. De la 60-60. Da, de la 60-60 ar merge, dar a fost înregistrat. Să așteptăm să ajungă în zona 60-60, chiar poate la 60,
Da, și după aceea să vedem într-adevăr că prețul tot mai bine, volatilitatea nu este mare. Să apoi să vedem o schimbare a acestui trend pe care o puteți monitoriza mai bine pe un grafic mai mic. Poate o să scade și moving average-ul și RSI-ul o să intersecteze la un nou, la încă un impuls de una, eu știu, 2 zile, 3 zile descendent și atunci vom avea semnal și din partea autorului. A fost destul de precis în general, aici de vreo 2 ore a dat de fapt aici, a dat semnal, a mai dat altul aici, semnalul care să că și el intersectează. Mi se pare că m-aș grăbi acum dacă aș încerca să cumpăr. Ei, nu este problemă. Oricine poate aștepta chiar și până mâine. Nu? Acesta este linkul pentru webinar. Succes până săptămâna viitoare. Succes și la Forex Fight. Am văzut că dacă în runda 2 nu ne-am descurcat prea bine, în runda 3 nu m-am uitat astăzi foarte mult la rezultate, dar ieri pe seară eram foarte bine clasat, România era bine clasată în clasamentul regional. Succes și în concurs, succes și în tradingul real de zi cu zi. La revedere, mulțumesc pentru participare.